Bună seara, domnule Ghergu. O serie nu foarte bună pentru Chindia. Vreți puncte neapărat astăzi? Așa este, traversăm o perioadă mai grea, după accidentul de acasă, dușul rece, sperăm să ca jucătorii noștri să înțeleagă că trebuie să muncim foarte mult, cu multă responsabilitate, pentru că se duc etapele, rămân mai puține puncte în joc și trebuie să adunăm puncte. Chindia a început foarte bine campionatul, era una dintre revelațiile începutului de sezon. Ușor, ușor s-a stins ceva, s-a întâmplat ceva. Așa este, am început destul de bine. Credem noi că am continuat cu jocuri bune. Într-adevăr, este o presiune, se creează o presiune așa pe final de sezon, fiind puncte mai puține, mai ales cu adversari care considerăm noi mai accesibili și crește presiunea, dar încercăm să gestionăm bine finalul ăsta de an și sperăm să adunăm cât mai multe Câte puncte. puncte doriți în finalul ăsta de an? Cât mai multe puncte, cât mai mult posibil. Vedeți că întâlnim adversari, ca și astăzi, un adversar valoros, Dinamo care vizează play-off-ul. Așa că avem șansa noastră, ne jucăm până la capăt, sperăm să gestionăm foarte bine acest. Tot lucrurile au mers bine cu Dinamo. Așa este. Am obținut o victorie muncită, i-am prins atunci în perioada aceea un pic debusolați, un pic dezorganizați, cu schimbările care au fost, cu problemele care au fost atunci, dar am arătat bine. Vei schimbări multe la Chindia în această iarnă? Încercăm să mai aducem câțiva jucători, să vedem și ce putem transfera, dar nu vă pot spune în momentul de față ceva nume, ceva cert. Vedem ce se întâmplă și în ultimele patru etape din anul acesta și după aceea discutăm. Ce se întâmplă cu Mihai Văduț? Cu Mihai Văduț, problemele simple. În momentul de față, după decizia Comisiei de Disciplină, am fost nevoit să reziliem contractul, l-am reziliat pe calea amiabilă. Aveam și o clauză prevăzută în Exista o contract. clauză. Exista și o clauză, dar chiar dacă nu exista, se putea rezilia fără niciun fel de problemă, pentru că decizia suna foarte clar. Îi se interzicea dreptul de a face orice activitate legată de fotbal. Și atunci își pierdea contractul, era în mult bine. Ce discuție ați avut cu el? E surprins de decizia asta? Da, eu nu am foarte multe amănunte din dosarul lui, în schimb am o poziție de-a lui, el părea foarte surprins, spera să se rezolve problema, dar sunt problemele lui și nu vreau să le Credeți că discut. mai poate reveni în fotbal după înțelegere? Eu cred că da, din punctul meu de vedere, cred că poate juca în străinătate, în orice țară, fără niciun fel de problemă. La noi e mai greu.